În perioada 9 martie-21 mai 2021 se desfășoară la nivel național Planul de Acțiune Fitos 2021 în scopul îmbunătățirii siguranței și sănătății cetățenilor, prevenirii și combaterii faptelor de natură penală și contravențională la regimul produselor de protecție a plantelor. Astfel, în data de 9 martie, polițiștii din cadrul serviciului arme, explozivi și substanțe periculoase, sprijiniți de lucrătorii din cadrul postului de poliție Vlad Țepeș, au depistat un bărbat în vârstă de 63 de ani cu calitatea de administrator al unei societăți cu sediul social în comuna Vlad pe județul Călăraș, care a depozitat contrar prevederilor incidente protecției mediului 6.000 de kg de îngrășământ chimic cu conținut de azot în procent de 34%. Față de persoana responsabilă s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a obligației de depozitare a îngrășămintelor chimice și produselor de protecție a plantelor numai ambalate și în locuri protejate.